bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Emma Stere este dovada că drumul unui scriitor poate fi sinuos, cu cristalizări lente. După mai bine de două decenii la microfon, ea debutează convingător cu un roman care tocmai a obținut premiul Sofia Nădejde pentru prima carte. Dragi prieteni, bună dimineața! Am scris așa cum scriu copiii, cu fericire și responsabilitate, mărturisește interlocutoarea mea din această sâmbătă. Veți spune că e vorba despre o autoare, adevărat, dar aș adăuga la toate astea un doctorat, o carieră reușită de jurnalist de radio, câteva premii, niște adaptări și scenarii originale pentru radiodifuziune și, nu în ultimul rând, generozitate și caracter. Acesta este profilul complet al Emmei Stere, invitata mea din această dimineață. Bună dimineața, draga mea, bine ai venit! Bună dimineața, mai copleșit, bine te-am găsit! Am fost la tine în platou la Radio România Cultural de două ori. O dată... Bună dimineața! Bună dimineața! Tocmai îi spuneam că am fost și mi-au dat o cafea excelentă, să-i dăm și noi la schimb. O cafea lungă, vă rog. Și mie, ca de obicei, cappuccino. Dar stai să vezi că nu-i tot. Acum primești cafeaua așa cum am primit și eu la Vorba de Cultură când am venit la voi, la radio. Dar partea grasă pentru mine... e ce faci cu interlocutorul, că voi 5 zile câte o oră în direct m-ați tot tăvălit, vorba lui Marius Manole. Auzi ce spune, el nu zice conversez, nu? El zice, îi spune lui Tucă, mulțumim, la radio, tăvălește-l. Așa că eu n-am să fac chiar asta. Ei, nu, la Cultural nu suntem așa de neoficiali. Da. Emisiunea între timp nu mai are o oră, are jumătate de știu oră. Știu că vă ascult, știu, da. Am regretat asta. Nu știu cine pe cine a vrut să cruțe de ați ajuns la jumătatea timpului pe care îl aveați, așa că nu pot să fiu decât fericită că am fost în vremurile în care era larghețe acolo, deși, Emma, vreau să spun, draga mea, prima dată, prin 2009, mi-am făcut ceva probleme întrebându-mă dacă... voi fi fiind atât de deșteaptă încât să tot duc maratonul ăsta de luni până vineri. Tot să scap ieftin. Avem doar 50 de minute. Nu e o problemă. Toată lumea își pune întrebarea asta când e invitată, ce o să vorbești 5 zile la rând. Și se creează un soi de legătură. Pe urmă, ce uiți să zici într-o zi, spui a doua zi. Și pe sâmbătă deja începem să avem... un pic de sevraj și invitatul și noi. Ne atașăm. Cum zice Attila Vizor, vinerea e copleșitoare. Da, adică este. Atunci vă despărțiți de fapt de un prieten pe care l-ați câștigat deja. Am simțit eu însă asta, dar draga mea, vreau să-mi spui în deschidere așa de mic dejun de sâmbătă dacă îți place să dansezi. Teoretic îmi place, dar nu pot să mă laud că mă pricep. Dar știi de ce te-am întrebat, sau intuiești măcar. Poate te-am surprins și îi voi fi surprins și pe cei care ne urmăresc și beau cafeaua cu noi, dar vreau să vă spun, dragii noștri, că va fi fost prin 2008, cred, și stăteam eu concentrată ascultând vocea Emei, ca de obicei, la ora 12 fix, și dintr-o dată îi spune, cred că era un poet, regretatul Coșovei, sau nu mai știu exact cu cine erai în platoul vostru, și aud, dansează cu mine. Ei, atunci, dragă Emma Stere, de aici întrebarea mea, m-am gândit imediat, această făptură e o autoare. Și uite că e drept, au trecut de atunci vreo 9-10 ani, dar s-a făcut, intuiția mea a funcționat. Ia uitați-vă cât am mai cartea, e drăguță și grăsuță, zice Emma Stere, dar eu vă spun că e un roman cu forță, puternic, care va avea succes, chiar dacă e un debut. Și mai e ceva, dacă o editură de prestigiul Poliromului a avut curajul
Să dea drumul pe piață unei asemenea Biblii înseamnă chiar că romanul e puternic. Vezi cum am lăudat singură și mi-am lăudat și intuițiile? Copiii lui Marcel este un roman în care te găsesc cu toate ale tale, cu vocile de radio, cu ezitările, cu întrebările, cu reveriile, cu ironiile, cu toate tehnicile postmoderne pe care le pui aici foarte elaborat, roluri, umbre și așa încât ușor, ușor prietenii noștri să uite un pic rolul sau poziția cu care s-au obișnuit, aceea de jurnalist de radio, și să treacă în cea de prozator care începe acum. Începe sau începe și se încheie, nu știm. Nu mi-am propus nimic. Nu mi-am făcut niciun plan. Nu pare un debut meteoric, draga mea. Aproape 600 de pagini, încât mă întreb și te-am admirat și o fac deschis acum, pentru că 9 ani, cam cât ai lucrat la cartea asta, fiecare dintre noi se schimbă. Da. Mi s-a schimbat și mie scrisul de la început până spre sfârșit. De asta mi-a fost și foarte greu să o recitesc. N-am reușit să o recitesc dintr-o suflare, că nu mă mai găseam la un moment dat. Dar ea a durat așa de mult pentru că n-am avut nicio intenție cu ea până acum. A fost amuzamentul meu de seară și sincer n-am crezut că o să o scot vreodată. Am simțit această sinceritate și am văzut mărturisirea, am ascultat-o și am văzut-o pe canalul de YouTube al editurii, unde spui, ia uitați-vă ce rufos e manuscrisul, zici dintr-o dată jucându-te, pentru că l-am scris în bucătărie cu pixul. Da, are o pată mare de cafea chiar pe prima pagină. Ia să bem câte un pic, că am cerut așa cafele bune și nu pot să mă lipsesc de acest deliciu, mai ales că e o carte a cafelelor. Și când am auzit asta, m-am și bucurat că vin coace și că vom bea împreună. Și tu ai deja ochelari, eu mi-i pun pe ăștia de citit, că vreau să găsesc aici o frază anume, care, o frază de deschidere care a rămas și a rezistat la toate rectificările, da? Da. Aproape că o știu din lectură, memoria mea a reținut-o, mă uit totuși. Taică mi-a ajuns de vreo oră și l-aud cum își înfundă mâna în claxon. Păi, nu e radio aici, nu sunt toate inflexiunile și impostațiile vocilor pe care le-ai condus și le-ai auzit la radio 14 ani de când faceți voi vorba de cultură și oricum înaintea ei au fost și altele, dar o să spunem totul. Radio te învață să asculți, radio te învață să observi micile particularități frazale. Noi la radio, sigur, nu avem de-a face cu toată echipa asta glamoroasă de la televiziune, dar avem de-a face foarte mult cu sunetul. Facem înregistrări, fiecare dintre noi știe să-și le fonotecheze, să scoată bâlbele, să scoată ăurile, dacă sunt în formă continuată, să scoată plescăiturile și așa mai departe. Și când fonotechezi o așa de mare cantitate de sunet, adică fiecare dintre noi are sute și mii de ore de fonotecat, la un moment dat, când ești foarte obosit, începi să vezi cuvintele sub forma oscilogramei. Eu întotdeauna să recunosc un S sau un Ș sau un Ț sau un C sau un T și știi cum arată cuvintele. Unele seamănă cu niște peștișori, unele seamănă cu niște cocoașe. Și ne facem cu timpul deformația asta profesională de a trage cu urechea. Trebuie să recunosc că trag cu urechea în autobuz, în tramvai, pe stradă. Se simte aici în carte. Da. Se simt aceste voci și roluri. Cartea e corală, are de toate în ea. Vă tot incit să o căutați și să o citiți, merită. Dar vreau să iau povestea de la început, dragă Emma, de la brăila ta natală, pe care eu nu am simțit-o tot întâlnindu-mă cu tine și vorbind noi de toate la microfon sau fără el, nu m-am gândit niciodată să te plasez în afara Bucureștiului și uite, acum am ocazia. Te mai duci pe la Brăila? Nu, nu mai am pe nimeni la Brăila, am plecat de mulți ani de zile. E un oraș prin care nici nu prea îmi place să mai trec, pentru că nu mai arată cum arăta înainte. Multe dintre casele în Negustorești, mari, frumoase, cu frontoane, cu statui. Ce s-a întâmplat cu ele? Au fost demolate sau
cad singure. Adevărul e că în urmă cu vreo 10 ani, când am ajuns la Brăila, mai fusesem o dată, cred, cu un entuziasm din ăsta care mă caracterizează. Am început să spun, vreau să văd hotelul francez, teatrul lui Anache Rally, și se uitau la mine ca la un extraterestru. Adică... Există un teatru foarte frumos, Teatrul Maria Filoti. Da. Are forma asta foarte specială, pentru că e un oraș care a ars de multe ori, a ars de vreo 11 ori parcă, și are formă de pânză de păianjen. E adevărat. Și eu am crescut într-o casă care era exact pe linia fostului șanț dintre orașul central, dintre partea turcească a orașului, și orașul marginal, partea română. Exact strada Unirii, între cele două bulevarde, era linia de demarcație dintre cele două orașe. Practic, după ochiul meu, toate străzile astea țesute ca în pânză de păianjen se duc și se întorc la Dunăre. Greșesc? Da, da, da. Așa e, nu am văzut bine. E, totul e legat de Dunăre acolo, da. Mi s-a părut colosal lucrul ăsta și am hoinărit ceva, nu doar în parcul Belvedere, dar capul meu era plin de însemnări ale lui Iorga, care spunea la un moment dat că prin 1927 era textul ăsta, imediat după ce se inaugurase Palatul Agriculturii din parcul Belvedere, și Iorga ne asigura că de la Brăila se făcea, domnule, prețul grânelor în toată Europa. Și bineînțeles că m-am gândit că deja de prin 1830 și când, după pacea de la Adrianopol, probabil, când n-a mai fost raia turcească, Brăila a început să respire, a devenit un Porto Franco. Mi-am și imaginat tot ce Iorga povestea acolo. Cafenele, librării, magazine de piele, parcă le-am simțit mirosul. Multe teatre erau. Multe teatre erau. Multe comunități, comunitatea greacă, foarte importantă, armeni, da, lipoveni, bineînțeles. Adevărul că acest Ianache Rally, care făcuse pe la 1800 și ceva, 64-70, acum nu știu cronologiile exact, acest teatru renumit, tu știi mai bine ca mine, a adus-o acolo pe Sara Bernard, a fost și Șaliapi, ți-l închipui, la Brăila, cu statura lui de 1,95 m și cu machiajul lui elaborat. Ce trebuie să fi fost? Sunt și personaje mai pitorește, de exemplu, faimosul Terente. Da, sau, da, exact. Da. Sunt povești foarte multe. Panaidi Strati este o figură centrală de care toți învățăm să ne minunăm prin școală. Nu poți ține în viață lucrurile astea decât dacă ești sentimental. Ești sentimentală? Sunt foarte sentimentală, dar... M-am prefăcut că nu simt, deși știam, și am pus retoric întrebarea ca să te duc la utopia asta grozavă, sau mai bine zis, la Marcel utopistul. Ce fel de protagonist literar e Marcel ăsta al tău? Pus în oglindă cu o naratoare care n-are nume și care e rece, dominatoare, destul de subiectivă, vrea să arate că știe toată povestea, deși o știe doar pe bucăți de hartă. Naratoarea asta n-are nume, a avut, l-a pierdut, am început cu persoana întâi, am regretat. De ce ai regretat? Toți autorii îmi spun, și eu sunt de acord cumva, și tot nu pot motiva de ce, cât de riscantă cumva e această relatare la persoana întâi. Da. De ce? Te obligă la oarecare linearitatea textului, pentru că e vorba de cum își amintește un om. Îți limitează și vocabularul, îți limitează și perspectiva, ți le limitează pe toate. Pe urmă, merită dacă ai un personaj narator foarte puternic și nu știu dacă... Ai citit o carte a lui Saul Bellow, Henderson, Regele Ploii. Da, sigur că da. Dar acolo personajul narator e aproape caricatură și eu n-am vrut lucrul ăsta și atunci am tot mers așa, un pic înainte, un pic înapoi. M-am tot învârtit. Și oricum ai trecut, se vede că ți-ai asumat Platon, Campanella, Charles Fourier cu socialismul lui utopic, până și, cred că și Zigornea cu Falansterul. Da, 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 o carte foarte greu de găsit. Foarte greu de găsit. Greu de găsit. Am citit-o eu însă. Un studiu serios. Da. Cred că ai un raft de utopiști.
acasă. Da, au devenit mai multe rafturi. Acum am început să împart restul bibliotecii, să nu mai stau cu ei obsesiv. Am legat prietenii cu tot felul de anticari cu care mă întâlneam seara pe la metrou. A fost complicat. În principiu am aflat și eu cu ocazia asta că poți să faci rost cam de orice carte. Foarte interesant. Da. Deci un soi de economie sau de cultură underground, da, pe care trebuie să o culegi cu răbdare și cu tact. Mm-hmm. Nu oricine, da, poate să facă rost de fapt de orice carte, da, să ne înțelegem. Am descoperit la un moment dat, eu n-am prea citit SF și oricum n-am citit SF românesc la vremea la care ar fi trebuit să citesc, dar există o trilogie a Insulei, scrisă de Horia Aramă. Așa. Care e un soi de jurnal de lectură, de studiu personal, nu este doct în niciun caz, o trecere în revista utopiilor. Și exista la un anticariat de undeva de prin Bacău, cred. Am făcut comandă, am așteptat vreo lună de zile, am vorbit cu o doamnă care mi-a spus disperată, ne-a ars depozitul, căutăm cărțile, nu vă imaginați ce e aici, mai așteptați. Și mi-a venit la un moment dat, după vreo două luni. Asta chiar e o poveste. Da. Da. Sunt o grămadă de cărți care nu apar sau nu sunt pomenite. Mi-ai spus la un moment dat că a fost hotărătoare în harta asta mare a cărții tale o carte de un leu, tot de la anticariat, da, care se ocupă de o peninsulă care acum e un soi de rai al comunităților New Age. Și mi-am și imaginat nordul ăla al Scoției cu tot ce ai spus la un moment dat. Cum se cheamă? Finehorn? Da, The Magic of Finehorn se cheamă cartea. Și este povestea unui mic grup de hipioți, așa, un bărbat și două femei, care din motive diverse aveau datorii, cred că au fost și condamnați la un moment dat, s-au stabilit în Finehorn, era un sat de pescari pe vremea aia, s-au apucat să cultive pământul, au obținut legume, flori, o vegetație absolut luxuriantă, deși zona era foarte, foarte proastă. Friguroasă și stâncoasă, să se înțeleagă, ca să știe lumea că acest Finehorn, care e și un râu, se vărsa cumva în Marea Nordului. În Marea Nordului. Nu erau în mâna lui Dumnezeu cu spațiul ăsta în care ei i-au pus vegetație. Și aproape de cercul polar. Și au început să se strângă și s-a făcut această comunitate. Una dintre femei își consulta cristalul la orice, vorbeau cu universul, cerea universului lucruri, veneau din ce în ce mai mulți oameni. La un moment dat, cum se întâmplă cu absolut toate comunitățile, nucleul de bază s-a rupt, bărbatul a plecat în Statele Unite unde a încercat să formeze noi comunități și, bineînțeles, n-a mai reușit la scara asta. Și pe mine m-a amuzat foarte tare cartea, care era scrisă de un jurnalist care a venit să vadă despre ce e vorba și a rămas cu ei. De fapt, un martor ocular? Un martor ocular care, de fapt, a rămas cu ei, nu spune foarte clar în carte, dar întotdeauna m-au fascinat oamenii ăștia care se lipesc de câte o poveste din asta ciudată, care simt nevoia să se alăture unui grup din ăsta. Chiar dacă e evident că e ceva neregulă. Tu nu te-ai alăturat grupului, dar te-ai alăturat poveștii 9 ani, dragă, da, Emma Stere, da, și acum să știi că îi convin și pe cei care deschid și încep să citească. Eu am zis, vai, dar nu o să țin minte atâtea personaje, pentru că sunt, hai să zicem, câți adulți și câți copii. Sunt 11 copii, am numărat bine? Cred că da. Și 36-7 de adulți. A existat un tabel la un moment dat la sfârșitul cărții, redactorul șef Adrian Botez mi-a zis mai bine îl scoatem și am fost de acord. Că era redundant, oricum ideea nu este să-i urmărești, ideea este să știi că există și că așa masă cum sunt, au voci. Îi urmărești oricum citind și vreau să spun așa pentru necunoscători. Dintr-o dată, această prietena mea exersată și cunoscută jurnalistă de radio începe să pună bumbi într-un panou de plută pentru personajele astea și uitați-vă ce iese, pentru că nu-i de glumă. De 3 ani încoace, asta e deja a 4-a ediție, editura Polirom face acest concurs de debut fără să-și fure căciula, foarte strict. Fiecare concurent deschide o adresă de mail cu titlul cărții, nu există niciun indiciu, absolut niciun indiciu asupra identității autorului și în felul ăsta, în 2020, în anul ăsta
care nu ne-a aparținut, pandemic și trist și controversat, practic ai câștigat din 94 de manuscrise, așa mi s-a spus la editură, Copiii lui Marcel, grăsuța carte care vă va încânta, a ieșit deasupra celor 93 de manuscrise concurente. Mie mi se pare o variantă ideală, pentru că da, nu, sigur că nu te faci de râs pe scurt. Dacă nu câștigi, nu câștigi, asta e, nu află nimeni, rămâne secretul tău ascuns. M-am bucurat foarte tare, a fost un dar, a fost un dar venit într-un moment în care chiar aveam nevoie de, de un semn. Și eu m-am bucurat pentru tine și mi-am imaginat, cum zici glumind, familia ta atomică, Attila Vizaur și cu tine și cu fetița voastră, stând izolați în apartament. Am fost foarte cuminți. Și dintr-o dată se aude acest țipă de bucurie pe care l-ai temperat, că eu acum nu-l mai văd, ești destul de așezată în bucuria ta și eu aș vrea să fii mai surâzătoare. Pentru că, da, nu e puțin lucru să-ți apară o carte ca asta, să reușești să o legi în toate aceste nopți ce par nesfârșite de-a lungul atâtor ani. Mă bucur dacă pare legată, pentru că nu a existat niciun fel de plan. Știam, am început cu sfârșitul, deci știam că acolo ajunge, dar nu era mare scofală să ghicesc că acolo trebuie să ajungă. Dar cum va decurge, ce se va întâmpla cu personajele, cu chiar nu știam. Am descoperit că multe dintre lucrurile pe care mi le-au spus scriitorii, în calitate de jurnalistă fiind eu, de-a lungul anilor, și nu le-am crezut întru totul, de fapt, sunt adevărate. E adevărat că la un moment dat lucrurile o iau razna, că nu mai deții foarte tare controlul și că dacă voiai să faci la stânga, faci la dreapta și asta e. Și trebuie să accepti mai mult sau mai puțin. Adevărul că e o narcoză narrativă prin care treci, sau doar cei fără talent nu au trecut, eu așa cred. Și atunci, în toată vraja asta, trebuie să te ții tare ca să mai ieși la suprafață. Sunt de acord. Mai ales într-o carte voluminoasă, cum este această poveste a copiilor lui Marcel. Și abia mă abțin să nu spun mai multe lucruri. Dar ceea ce am admirat, din nou spun, este felul cum sublimezi și îmbraci în ficțiune toate etapele, ca să zic așa, sociologic vorbind, prin care trece o comunitate de oameni de îndată ce se adună și are ideea că va restaura lumea, că o va schimba, că o va îmbunătăți. Practic, de la euforie la decădere, sunt aici cuprinse în feluri diferite, repet, și captivante, toate întâmplările posibile. Apropo de comunități, chiar a fost acum câțiva ani, a fost un focus la festivalul de film documentar de la Sibiu, la Astra. Focusul era comunități. Și am văzut filme minunate despre tot felul de povești, de grupuri, de la kibuțuri, la comunități hippie, la secte, la ce cu gândul nu gândești. Și toate, indiferent de premisa inițială, că e religioasă, că e artistică și așa mai departe, toate trec prin niște etape. Nu poți să eviți lucrul ăsta. Și cam atât am încercat să respect. În rest, le-am dat drumul să, hai să enumerăm, iasă dincolo. Hai să enumerăm etapele în așa fel încât cei care vor citi, trecând în literatură, să aibă cumva un ghid din realitate pornind. Ei, n-am un nume pentru etapele astea. În orice caz, ele privesc atât entuziasmul, care este mare inițial, care se pierde pe parcurs, privesc relația cu liderii, foarte important, care este inițial foarte respectoasă, devine foarte conflictuală. Și ajunge la contestare aspră. Ajunge la contestare, da. Înlocuiesc sau nu înlocuiesc. Privesc relațiile dintre ei, care în anumite cazuri se degradează, care la un moment dat devin erotice și asta se întâmplă în toate comunitățile. Și privesc momentul final. Privesc de asemenea relația cu generația următoare, chiar atunci când membrii comunității s-au strâns cu foarte mare entuziasm împreună, copiilor, în momentul rebeliunii de adolescență, se rup cu atât mai multă energie de grupul de bază. Adevărul că e foarte subtil acest adaos al copiilor în romanul tău, pentru că nu vin aici. Vreau să spun că la sfârșit, deși îmi dădeam seama că e vorba despre un
un spațiu imaginar din Buzău. Da. L-am căutat totuși pe hartă, să fiu sigură. Sunt foarte încântată, mulțumesc. Deci nu există niciun Sâncen decât aici, în carte. E o Românie teribilă în care... E și o carte a memoriei, pentru că, vreți, nu vreți, dragi prieteni, ne aduce aminte de revoluție, de securitate, de România asta, zici, pe la pagina 282, în care un nu puternic ne împiedică să evoluăm. E, am ales Buzău cu oarecare noimă, pentru că Buzău este un fel de loc magic al României. Chiar am făcut la un moment dat o excursie prin Boziorul și sunt localități din astea. Mi-am distrus mașina lucrând la Demonii Vântului și mergând după Chihlimbar, după peșterile alea ascunse. Pietrele vii, fiorul și controversele tezaurului de la Pietroasa, deci te înțeleg perfect. Numai aici putea să fie acest deal al mortului și iar nu vreau să povestesc. Dar de ce ai scris de mână? Că aveai computer? În primul rând e mai portabil scrisul de mână. Poți să te duci în parc cu 10 foi de hârtie și un pic și poți să scrii. Cu câtă largheță tai pe hârtie, în momentul în care îl văd pietrificat așa pe ecran, parcă e deja carte și nu mai am ce să-i fac. Și de asta am spus să-l scriu, după care îl las un pic, îl bag în calculator, îl mai las și tot așa 9 ani de zile. Foarte interesant. E o poveste care îmi place. Cu plăcere mă duc pe fluxul ei, imaginându-mi aceste secvențe care până la urmă s-au adunat și m-am gândit și la clipa astrală, când mai aveau 7 minute să închidă concursul și atunci tu zici și parcă aș fi dus cartea la gară, aș fi condus-o la gară și send, ea a plecat spre editură, dintr-o dată zarurile erau aruncate. Da, pentru că ne-am... În primul rând era aproape să treacă termenul, că uitasem ce zi este, el a fost prelungit, am impresia, trebuia să se încheie undeva prin februarie, s-a încheiat prin martie, nu mai țin minte exact, dar se chema încă Falansterul. Așa s-a chemat ea, așa se cheamă toate fișele din calculatorul meu. Ce încă. Mă bucur că n-a rămas așa, era previzibil, copiii lui Marcel e un titlu mai bun. Se chema Falansterul și pentru că este o glumiță internă în familia mea, de când eram copil, când lucrurile mergeau foarte prost în lumea din jur și lucrurile mergeau din ce în ce mai prost în lumea din jur, glumița era, hai să ne apucăm să facem un Falanster. Cum ar veni să o luăm, să vedem unde am greșit? Da. Asta fiind proto-forma comunistă românească. Și așa s-a chemat multă vreme și soțul meu, Atila, mi-a zis că nu e foarte atrăgător titlul și atunci ne-am tot gândit, ne-am gândit să-i spunem Marceloții, dar e complicat, dar cine să țină minte? Și am ajuns la copilul Marcel și expira termenul și am zis, bine, trebuie să faci adresa aia de e-mail repede, la fără 7 minute, am verificat. Am citit și declarația ta că în plină pandemie deja erai pe Met Opera și ați făcut și o proprie antologie de poezie bună și așa. Zic să mai pun și eu ceva la toate aceste daruri culturale de acasă. M-am gândit pentru minutul de plastică, dragi prieteni, să le aleg pe Mircea Roman, un autor complet, unul dintre cei mai reprezentativi artiști contemporani români, care a făcut sculptura la Cluj și de 14 ani expune la Londra. Este practic singurul autor român, singurul sculptor român care a reușit să cucerească premiul Trienalei de la Osaka în 1992. Un nume recunoscut și celebrat vi-l oferim azi și ne întoarcem imediat. Eu am făcut sculptură cu trup și suflet. Sufletul trebuia să difere de trup. Trupul, să zicem așa, avea sex și picioare, pe când sufletului i-am pus portret, mână și aripi ca să se înalțe și să fie altfel decât trupul. Așa că eu le-am făcut lucrărilor mele suflete. Mărturisește Mircea Roman, românul care a trăit și a lucrat o bună parte din viața sa la Londra. Artist al anilor 80, Mircea Roman este astăzi unul dintre cei mai importanți creatori contemporani, cu o operă care certifică valoarea sa în plan internațional. Dar lumina orbitoare a succesului nu l-a pervertit, ci dimpotrivă.
Iată ce dezvăluie despre Mircea Roman criticul de artă Alexandru Davidian, cel care s-a ocupat de apariția celui mai recent album al sculptorului. Uneori este imposibil de tăcut și de rezervat, alteori dureros de sincer și de volubil în ceea ce privește arta lui, extrem de îndrăjit când vine vorba despre concesiile pe care un artist nu trebuie să le facă pentru a fi în pas cu timpul, cu modelele din afara sau din lăuntru țării, incompatibile cu structura lui intimă. Mereu îmi spune, nu există rețete de urmat, cum nu există artă fără sine. Eu am fost sedusă încă de dimineață când am pus talpa aici de acest sacrificiu al lui Mircea Roman pe care îl avem în plasmă și am zis că se îmbrățișează bine cu copiii lui Marcel și cu utopia din romanul tău. Și acum fac o pauză aici și mă duc în radio, ce să fac? Sunt 14 ani din viața ta. E un mediu foarte iubit. În general, iubitorii de radio sunt oameni pasionați, calzi. Radio intră în viața lor de zi cu zi, le ascultă la anumite ore, când fac anumite activități. Și în măsura în care este iubit, este și revendicat. Adică orice schimbare, orice lucru cu care nu sunt de acord, e contestat feroce. Ai schimba, măcar pentru o partidă, radioul tău cu televiziunea? E un loc în care am ajuns greu. Așa s-a întâmplat, au fost niște vremuri. Și un loc pe care îl iubesc foarte mult și îmi plac instituțiile mari, îmi plac instituțiile vechi. Înainte de radio am lucrat pentru Universitatea din București. Îmi place foarte mult să mă simt o porticică dintr-un loc care înseamnă ceva, știi? Emma Stere a făcut medicină 6 ani de Carol Davila, admirați-vă, da. Și după aia a virat brusc spre un masterat în studii culturale americane și după aia s-a dus la radio și auziți ce spune? Vorbește-mi și de antologia ta personalizată, că mi-ai zis că ai citit în pandemie multă poezie, uite și rima. Da, sunt abonată la Paris Review of Books, la poezia zilnică. Da. Pe urmă mai intru pe poetry.com, mai intru pe diverse site-uri, uneori mai dau de câte cineva și atunci încep să sap. Partea bună la poetic e că am găsești drăguții de ei în diverse locuri. E adevărat. Și deocamdată e o dezordine totală, va trebui să fac puțină ordine, adică nu sunt pe autor, nu sunt... Când găsesc câte o poezie care îmi place, o copiez și o pun într-un fișier. Deci pur și simplu poezii care îmi plac, fără nicio clasificare, nu sunt pe autor, nu sunt pe an, nu sunt pe nimic. Păi tocmai asta e frumusețea. Cum domesticești un interlocutor, poftim termenul, l-am luat din Saint-Exupéry ca să nu fie da. Nimeni lezat. Ei, nu trebuie domesticiți pentru că sunt persoane celebre, sunt persoane care au mai trecut pe la radio, au trecut pe la televiziune, au trecut prin interviuri. Foarte rar se întâmplă să fie cineva atât de nou în zona culturală încât să fim noi prima experiență. Și atunci, important e să încerci să-l faci să se simtă bine. E într-adevăr un dans. E într-adevăr un dans. Sunt oameni care refuză dansul ăsta și atunci se leagă mai greu. Dar, de regulă, vine de la ei și nu de la mine. Nu calc în zone delicate. Da. Și nici bătătorite, vreau să spun asta. Încerc să. Că, de fapt, într-un interviu bun și cu forță, partea de merit e nici să nu mai umbli pe unde s-a umblat deja și să faci să se audă lucruri care deja se știu. Asta nu-i deloc ușor. Nu știu dacă reușesc. În general nu citesc și nu urmăresc interviurile pe care le-a dat înainte invitatul meu, pentru că după aia mi se pare că nu mai are sens să întreb nimic. Uite, vezi ce diferență? Eu lucrez exact invers. Practic, hăpăi, aș zice cu un termen brut, tot ce a spus, tot ce a scris, tot ce n-ar fi vrut să spună și după ce mă umplu, abia atunci începe partitura mea. Acum te întreb, ai fost asistent universitar, după aia lector și în vreo 7 ani ai renunțat. De ce? Nu era exact ce-mi doream. Pe urmă e și asta o,
o profesiune vocațională. Cred că exact cum sunt și eu, nici tu, Emastere, nu poți lucra fără entuziasm. Exact. Am părăsit pentru radio. În sfârșit, după 7 ani, au început să se organizeze concursuri în radio. Și am plecat cu inima ușoară, că știam că urmează ceva frumos. Eu cred că te întreabă toată lumea. Cum e, domnule, să lucrezi cu soțul tău, să fii la job și să-l vezi acolo și nu vă plictisiți, nu deveniți conflictual? Nu, pentru că el e un tip liniștit, blând, nu. Oricum ne-am cunoscut la radio, ca să se înțeleagă, n-am venit de acasă așa. Și e foarte bine pentru că nu mai simțim nevoia să ne afirmăm unul față de celălalt. Luați prin diferență, fiecare are alt profil, asta e grozav. Are profil și alte calități. Eu sunt bună pe detalii, sunt bună pe cercetare, pe documentare, pe lucruri mici, dar nu văd pădurea din cauza copacilor. Și acum pe proză, draga mea, și acum ești bună și pe... A intervenit o evidență nouă în cuplul vostru. Atina, în schimb, e foarte bun să vadă contextul, să vadă pădurea și nu copacii, să spună să tai când e ceva de tăiat. Adevărul că e foarte greu să tai. Da, este. Da. Și trebuie o privire de ansamblu pentru asta, pe care eu evident nu am. Ai început Universitatea de Medicină și Farmacie în 1988, da. Deci pur și simplu după momentul 89 puteai să dezertezi, da, cu aripile larg deschise spre ceea ce te interesa pe tine și cu toate astea ai terminat medicina și ai terminat-o bine, știu, din anturaje, deși nu o practici. Cum e asta? Eu am intrat a doua oară la medicină. Erau vremuri foarte tulbure și probabil că m-aș fi apucat de profesia pentru care mă pregătisem, dar când eram în ultimul an de facultate a murit tata. Tatăl meu fusese medic chirurg și pictor de duminică. Și când a murit tata, am avut așa un episod de depresie, i-aș spune astăzi, dar nu am diagnosticat-o nicicum. Și mi-am dat seama că, dincolo, că toate amânările în viață duc nu se știe unde și că e bine să ți le ordonezi, e bine să te gândești ce vrei să faci, e bine să faci ce vrei să faci la timpul la care trebuie făcut. Mi-am luat diploma și am găsit un serviciu, m-am angajat în redactor de cărți de medicină într-o editură, chiar cu vreo 2 luni înainte să termin de facultate, așa că am putut să supraviețez, n-a fost o problemă, n-a trebuit să-mi caut serviciu și așa mai departe. Mă întorc la radio și la pasiunea cu care ți-ai făcut această carieră și ți-o faci. Te întreb pe cine ai ratat. Pentru mine e o problemă când mă gândesc la cei pe care i-am ratat, nu din vina mea sau din vina, da, mea. Neagu Giuvara a fost un nume pe care l-am ratat dintr-un complex de factori. Era deja în vârstă și editura Humanitas să-l economisea pentru anumite interviuri în sfârșit. Dar vezi că funcționăm deja complementar, draga mea, pentru că tu l-ai ratat pe Neagu Giuvara, la noi a fost cu un interviu aproape testamentar, antologic. Tu egalezi meciul pentru că voi l-ați avut pe acest mare matematician pe care eu... Pe Solomon Marcus, pe care eu l-am amânat până când a plecat spre cer și nu l-a mai putut întoarce. O fire foarte ordonată, foarte generoasă. Cred că după ce a fost la noi, a făcut un studiu pe manualele școlare, care a circulat intens. A fost o plăcere, a fost o plăcere. După ce l-am ascultat la voi la Vorba de Cultură, m-am gândit... practic am rămas pe gânduri, poate îți place să auzi asta, amintindu-mi de discursul lui celebru de la primirea în Academie, când a vorbit de singurătatea matematicianului. Da, e un discurs foarte frumos, e literatură pură, da. Dar singurătatea autorului de literatură, draga mea Emma, pentru că o cunoști, te-ai pregătit pentru ea sau dacă nu te va obliga ea să te pregătești, cum e? Asta încă nu știu, că nu mă simt singură încă, să știi. Mă simt încă înconjurată de prieteni și sunt în acel moment foarte fericit când toată lumea știe că există cartea mea, dar n-a citit-o decât foarte puțină lume și atunci nu am... niciun frison. Nu am niciun frison, ei, da. E de vreme, deci am fost între cei grăbiți, între primii și mă bucur de asta, cartea merită. Și îți mulțumesc pentru asta.
ai lăsat medicina și nu ți-a zis nimeni atunci că ai să mor de foame? Mi s-a spus de sute de ori, încât am învățat pe de rost și m-am luptat cu această profeție ca să nu-mi intre în cap. Ba da, mi s-a spus și bineînțeles că au fost momente când eram între servicii, când căutam joburi prin România Liberă, ediția de luni, era foarte bună. Dar de regretat n-am regretat, pentru că este și trebuie să fie o meserie vocațională. Și dacă, dintr-un motiv sau altul, consider că nu ești făcut pentru ea, e mai bine să renunți. Sunt de acord. Ești pregătită pentru o cursă lungă a literaturii? N-am idee. Nu știu. Încă întreabă-mă peste un an. Te invit să nu fii atât de prudentă, draga mea, pentru că secretul e ăsta. Crede-mă că am pățit-o. La debut ai voie să spui orice. Și cu atât mai interesant și haios, ar zice altcineva, să spui de toate, ca să ai ce să contrazici apoi, știi? Mai ales că e o carte, cum zici tu, scrisă belicos, e delicioasă prin limbaj, convinge imediat că distingi vocile, unii abia de vorbesc în șoaptă și tu îi auzi, unii doar gândesc în mintea lor și tu tot îi auzi, și toate rolurile sunt aici. Sper să țină minte câteva dintre personaje. N-am insistat cu ele. Nu e foarte important să ții minte cum îl cheamă pe fiecare, dar am vrut să le dau o voce. Acum știi cum se întâmplă, că fiecare compozitor vrea să scrie o simfonie și dacă iese o melodioară e bine. Am vrut așa să-i orchestrez pe toți fără să mă opresc prea mult la niciunul. Și din punctul ăsta de vedere, am avut-o pe fata asta, pe naratoare, cu care nu m-am înțeles bine deloc niciodată. Care îți dai seama că foarte mulți te vor confunda cu ea, că așa... Da. Și ăsta e un risc al narațiunii la persoana întâi. Da, știu. Știu, dar nu sunt deloc așa. Nu. Și n-are importanță până la urmă cum sunt eu. Și eu sunt curioasă ce drum va avea, sunt curioasă cine o să o cumpere. Habar n-am. Mă întorc la poezie sau poate mă duci spre final, du-mă spre operă, de ce nu? Ca să închidem fastuos și optimist. Vrei să închizi cu un fragment de operă? Nu o să închid, doar cu mărturisirea ta despre. Acum, micul ăsta dejun îți aparține. Prima chestie care mă vine în cap acum este finalul de la Rigoletto, când avem un quartet de voci. Eu așa am ascultat opera zilnic de la Met, după care am căutat diverse interpretări. Dacă dai de o interpretare în care să fie inclus Pavarotti, de exemplu, e stop joc, da. Nu mai seamănă cu așa nimic. Da. Am descoperit niște cântăreți minunați, am privit-o cu bucurie pe Angela Gheorghiu în vreo 3 înregistrări, am fost foarte mândră, pe Ileana Cotuvaș. Nici n-aveai cum să faci un tur de Rigoletto fără Angela Gheorghiu și fără Ileana Cotrubaș. Da, minunate soprane. E o altă lume, e o lume despre care știam destul de puțin. În general am grijă să-mi completez zestrea. Lucrând la un post de radio cultural, nu poți să te oprești, cum se oprești, din păcate, foarte mulți intelectuali, la lecturile alea din liceu și în rest să mai citească și altcineva. Păi, draga mea, de asta apare o doctorie amară, jurnalismul cultural, și uite finalul nostru. Rămân câteva minute să teoretizăm despre asta, pentru că mie una mi se pare chiar o formulă de jurnalism complet, care le conține pe toate, și investigația, și analiza, și vocea din nou. Ce crezi despre jurnalismul cultural, ca să, nu neapărat să-i faci un elogiu, dar dacă te-ar întreba un student, așa cum mi se adresează mie unii alții la școală sau în afara ei, l-ai recomanda? Ei spune cuiva, fă-ți o carieră din el? Depinde cine întreabă. Depinde cine întreabă. Uneori nici nu e neapărat nevoie să te fi pregătit pentru asta. Bernard Pivot, în fond, voia să fie jurnalist sportiv și n-a prins loc, cum ar veni. Sigur, eu n-am experiența ta teoretică, n-am avut deloc de-a face cu facultatea de jurnalism, dar mi se pare minunat pentru că le include pe toate, îți dă șansa să cunoști
pe cine vrei să cunoști, oricând. Ai acces la, la artiști, la scriitori, la muzicieni, așa cum nu poți să ai vreodată acces ca civil. Ești acolo, vezi ce se întâmplă. La un moment dat, cu trecerea anilor și cu destulă experiență, începi să vezi tendințele mai mari în arte, chiar atunci când cei actanții nu sunt foarte conștienți de ele. E foarte frumos. Sunt înăuntru fenomenului, e adevărat. Da. Când ajungi să faci prognoze și să coagulezi viziuni, deja ești departe, fotografia de sus aduce multe bucurii în inimă, sunt de acord. Tot ce-ți doresc, dragă Emastere, e să ieși din aceste practici pe care de 14 ani le tot exersezi și să schimbi rolul cu acesta recent de autoare de cărți, de prozatoare puternică, așa cum te-ai pornit deja, și să vină alții să te întrebe și să te iscodească, așa cum am încercat eu azi dimineață, sâmbătă. Îți mulțumesc! Mulțumesc, Daniela! Cu schimbatul rolurilor, uite că tu ai rămas să faci și jurnalism, pe lângă că ești scriitoare, deci nu e neapărat nevoie să alegi una sau alta. Despre asta vorbim altă dată, că sunt multe de spus. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!